început bine campionatul european de fotbal, că românii și-au și dat împetic pe străzile Varșoviei. Un grup de hoți de buzunare din Țăndărei a bătut cu bestialitate un penalti, furându-i portofelul, care până la urmă s-a dovedit a fi gol. Sosită la fața locului, poliția a depistat și alți cetățeni români de etnie romă, aflați la cerșit lovituri libere. Din cauza situației financiare deplorabile în care se află țara, jucătorii echipei naționale a Greciei, calificată la Euro 2012, vor juca în tricouri electorale primite gratuit de la candidații PDL și UNPR. Nu mică le-a fost mirarea suporterilor greci când au văzut că pe jumătate din fotbaliștii naționalei îi cheamă Toader Paleologu, iar pe ceilalți Neculai Onțanu. Văzând că echipa națională a Germaniei va juca în Polonia și apoi în Ucraina, Vladimir Putin a masat echipa națională a Rusiei la granița de vest a țării. Suntem siguri că odată intrați în Polonia și Ucraina, fotbaliștii germani nu se vor opri aici. Vor vrea să dispute meciuri și în Rusia. Contăm pe faptul că jucând acasă, populația civilă va fi cel de-al 12-lea jucător, a declarat Putin. La rândul său, premierul Medvedev a declarat: noi aici în Rusia avem o vorbă. Un campionat mondial e o competiție la care participă mai multe state și pierd întotdeauna nemții. Surpriză de proporții la campionatul european de fotbal. Deși nu a reușit să se califice din prima, naționala României a fost admisă în cele din urmă la turneul final, pe unul dintre locurile cu taxă. E mult mai mișto la taxă, a declarat Victor Pițurcă. Nici nu trebuie să treci pe la meciuri. Dai banul și te duci direct la finală să-ți iei cupa.